Florin Muntan a demisionat din funcția de director general al Companiei Naționale Transgaz Mediaș. Potrivit unor surse din cadrul companiei, el a renunțat la mandat din motive personale. Aceleași surse susțin că în locul lui Florin Muntan a fost numit deja Florin Cosma, un specialist în domeniul gazelor naturale, despre care se știe că nu a fost angrenat politic și nu este membru al vreunui partid. Contactat telefonic, ministrul economiei Ion Ariton nu a vrut nici să confirme, nici să infirme informația. Florin Muntan a fost numit director general al Companiei Naționale Transgaz la 5 octombrie 2009. Atunci, el a revenit pe funcția pe care a mai ocupat-o între 2005 și 2007. Muntan este și lider al organizației PDL Mediaș.